Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Acum, dragii mei, aș vrea să citim împreună despre pilda nunții fiului de împărat. În paleta aceasta a pildelor Domnului, probabil pilda fiului risipitor este printre cea mai apreciată de oameni. În ceea ce mă privește pe mine, această pildă din seara aceasta este cea mai aproape de inima mea. Mi-e foarte greu să explic de ce. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim. Matei, capitolul 22. Matei, capitolul 22. Începând cu versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la masă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă! Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar, la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți cei pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Până aici cuvântul Domnului, reocupați-vă locurile. Aceasta este pilda mea preferată și mă bucur că în seara aceasta am ocazia să o citesc cu voce tare în mijlocul bisericii și împreună cu dumneavoastră să o cercetăm potrivit măsurii de har și de înțelepciune pe care Domnul ne-o va da să zidim biserica sa. Prin excelență, această pildă este un mesaj, pe de o parte, profetic, pe de altă parte escatologic, escatologic însemnând cu privire la vremea sfârșitului, însă ordinea evenimentelor prezise în această pildă, în înșiruirea lor, nu este cronologică. În pilda neghinei, Dumnezeu este semănătorul, iar omul este sămânța. În pilda oii rătăcite, Dumnezeu este păstorul, iar omul este oaia rătăcită. În pilda vierilor, Dumnezeu este stăpânul viei, iar omul este lucrătorul. Însă, în pilda nunții fiului de împărat, Dumnezeu este împăratul suveran, iar omul este cel chemat la bucuria ospățului nunții. Toate aceste pilde, privite în complexitatea lor, ne ajută să înțelegem relația noastră spirituală cu Dumnezeu din mai multe perspective. Niciuna dintre ele nu este suficientă, ci fiecare este ca o fereastră într-o casă prin care privind vedem tot altceva din casă. Prin nicio fereastră nu vedem toată casa. Dacă privim din afară, în interior. După cum tot la fel, prin nicio fereastră nu vedem toată curtea. Dacă privim din interior spre afară, avem o fereastră spre în fața casei, o fereastră spre într-o parte și în alta și o fereastră spre în spatele casei. Așa sunt pildele acestea. Fiecare
privesc în împărăție dintr-o altă direcție și ne descoperă o altă imagine a împărăției. Diferit de celelalte pilde, în seara aceasta trebuie să introduc ca și primul punct, nu motivația, ci asemănări cu alte pilde, pentru că pilda aceasta se aseamănă izbitor cu altele, în mod special cu una dintre alte pilde. Pilda nunții fiului de împărat se aseamănă foarte mult cu pilda celor poftiți la cină, din Luca, capitolul 14, versetele de la 15 la 24. Motiv pentru care foarte mulți cititori ai Bibliei și chiar teologi spun că este vorba despre același eveniment, dar povestit puțin diferit. Personal, cred că nu este deloc vorba despre același eveniment, dimpotrivă, sunt două evenimente absolut distincte și am următoarele argumente. 1. Pilda nunții fiului de împărat din Matei, pe care noi o studiem în această seară, este spusă de pe treptele templului din Ierusalim. Matei 21 cu 23. În timp ce pilda invitaților la cină din Luca 14 este spusă în casa unui lider al sinagogii. Luca 14 cu 1. Al doilea argument. Pilda nunții fiului de împărat este spusă în săptămâna mare, la sfârșitul misiunii Mântuitorului Iisus Hristos, Matei 21 cu 18. În timp ce pilda invitaților la cină este spusă în timpul misiunii sale, undeva la vreo 60-70% în timpul misiunii Domnului Iisus Hristos, în drum spre Ierusalim, venind din partea de nord din Galileea, Luca 13 cu 22. Argumentul numărul 3. În pilda nunții fiului de împărat, invitații care au refuzat să vină la nuntă sunt omorâți. Matei 22 cu 7, tocmai am citit. În pilda invitaților la cină, invitații care au refuzat să vină sunt excluși doar pentru întotdeauna de la masa stăpânului. Luca 14 cu 24. Al patrulea argument, în pilda nunții fiului de împărat, robii care merg din partea împăratului spre invitați sunt omorâți de invitații la nuntă, Matei 22 cu 6, în timp ce în pilda invitaților la cină, robii sunt doar refuzați, Matei 14, 18 la 20. Scuzați-mă. În pilda nunții fiului de împărat, este vorba de o nuntă făcută de un împărat, fiului său, Matei 22 cu 2, în timp ce în pilda invitaților la cină este vorba despre un gospodar care într-o seară dă o cină în localitatea sa. Luca 14 cu de la 11, Luca 14 cu 1. În pilda nunții fiului de împărat, accentul cade pe pregătirea la nuntă. Cât de pregătiți sunt oamenii care vin la nuntă? În condițiile binecunoscute ale vremii atunci când mergi la o nuntă. Matei 22, versetele de la 11 la 14. În timp ce în pilda invitaților la cină, accentul cade pe scuzele celor care au fost invitați, au promis că vin și nu s-au ținut de cuvânt. Luca, capitolul 14, versetele 18 la 20. În al doilea rând, aș vrea să observăm care a fost motivația interioară a Mântuitorului Iisus Hristos să spună această pildă, ca pe o a treia pildă pe care a spus-o în ziua de luni din săptămâna mare, după ziua floriilor intrând în Ierusalim. Predicând oamenilor în templu din Ierusalim, în săptămâna mare, Mântuitorul Iisus Hristos spune pilda celor doi fii, priviți vă rog în Scriptură, capitolul 21, pilda celor doi fii, pagina 948, în partea de jos, și pilda vierilor, pagina următoare, pentru a demasca fățărnicia, idolatria și meschinăria liderilor vremii, adică a preoților și a teologilor. Când spun preoți, mă refer la ceea ce Cornilescu numește preoții cei mai de seamă.
Și când spun teologi, mă refer la ceea ce Cornilescu numește farisei și cărturari. Termenul acesta de cărturari, puțin câte puțin, devine neînțeles de generația mai tânără. De aceea, în seara aceasta, o să spun, oamenii care au meseria să studieze cărțile și să vorbească din cărți, adică teologii, acesta este termenul contemporan. Ei bine, Domnul Iisus Hristos spune aceste două pilde datorită fățărniciei, datorită idolatriei și datorită meschinăriei preoților și teologilor vremii. Când Domnul spune aceste două pilde, ei înțeleg că Domnul vorbește despre ei și se înțeleg să-l prindă și să-l omoare. Uitați ce spune cuvântul. După ce au auzit ei pildele lui, versetele 45 și 46 din încheierea capitolului 21. După ce au auzit ei pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroabe pentru că ele îl socoteau proroc. În momentul acesta Mântuitorul le citește gândurile și realizează că acum ei progresează în păcatele lor și acum le încolțește în minte gândul să-l omoare, gândul crimei. E mai mult decât idolatria, e mai mult decât fățărnicia, e mai mult decât meschinăria. Adaugă încă un păcat, că așa se întâmplă cu omul care e conștient că păcătuiește și nu se pocăiește. Ori se pocăiește, ori urmează un alt păcat și un alt păcat și un alt păcat. Atunci Mântuitorul le spune o nouă pildă, o nouă pildă la o nouă atitudine a inimii. În al treilea rând, care sunt elementele pildei? Pilda, fiind bogată și foarte complexă, are multe personaje și foarte multe elemente care o compun. Primul personaj este împăratul. Împăratul îl simbolizează pe Dumnezeu Tatăl, fiindcă întâmplarea este imaginară, acest personaj din întâmplare are un corespondent, adică atunci când Domnul a vorbit despre împărat, de fapt se referea la Dumnezeu Tatăl. Fiul împăratului care era mirele nunții este Domnul Iisus Hristos. Nunta pe care a organizat-o împăratul fiului său este sărbătoarea veșnică din împărăția lui Dumnezeu. Prima categorie de invitați, pentru că sunt două categorii de invitați și sunt trei invitați, trei invitații. Două categorii de invitați și trei invitații. Primele două invitații sunt făcute la prima categorie, adică o categorie de oameni sunt invitați de două ori și apoi împăratul se mută la o a doua categorie de invitați și invită o singură dată. Sper să mergeți la pas cu mine. Deci prima categorie de invitați sunt națiunea Israel. A doua categorie de invitați sunt tot oamenii de pe pământ, adică neamurile, expresia Bibliei. Robii, Biblia vorbește despre robi, și robii sunt din mai multe categorii, probabil din trei. Prima categorie de robi sunt profeții Vechiului Testament. Când spun profeți, mă refer la prorocii Vechiului Testament, mă refer la preoții Vechiului Testament și la împărații Vechiului Testament, adică la oamenii care au vorbit din partea Domnului. A doua categorie de robi sunt apostolii Domnului în perioada când Mântuitorul a fost în viață pe pământ, 3 ani și jumătate, după anul 27 plus 3 ani și jumătate. A treia categorie de robi sunt toți predicatorii și toți credincioșii Bisericii Universale de la Domnul Iisus Hristos până astăzi și până când se va încheia timpurile. Observați, vă rog, că a doua categorie de robi au fost omorâți de prima categorie de invitați. Pentru că aceștia sunt martirii bisericii în frunte cu Ștefan. Distrugerea cetății despre care vorbește Domnul în pildă, priviți versetul 7, când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Distrugerea cetății
Cui a ars cetatea? Celor care i-a invitat inițial, primei categorii de invitați. I-a invitat, i-au promis că vin, în ziua anunții le-a adus aminte și i-au spus că nu mai vin. Le-a mai trimis încă o dată o invitație insistentă și i-au spus că nu vin. Și atunci Domnul i-a omorât și le-a ars cetatea. E, acest eveniment, ars cetatea, spuneam că pilda are caracter profetic, această ardere a cetății nu este altceva decât distrugerea Ierusalimului în anul 70 de fiul lui Vespasian, împăratul Titus, care a distrus orașul, a distrus templu și a omorât evreii. Intrarea împăratului în camera de nuntă, în sala de nuntă, ca să-și cerceteze nuntașii, la cea de-a doua categorie de invitați, la neamuri, la oamenii găsiți la intersecții, la răspântiile drumului, aceasta este judecata de apoi, momentul în care împăratul intră să-i cântărească și cei care n-au haina sunt scoși afară, cei care au haina sunt lăsați înăuntru. Și ultimul element, haina de nuntă. Haina de nuntă, și acum vă rog să fiți atenți că aceasta este cheia la toată pilda, haina de nuntă este neprihănirea pe care o oferă Mântuitorul Iisus Hristos prin credința și pocăința omului. Domnul oferă haina, omul primește haina prin credință și pocăință. Aceasta este de fapt Evanghelia. Aceasta de fapt este esența Evangheliei. Dar să trecem mai departe și în al patrulea rând, explicația pildei. Este puțin mai greoaie pilda, fiindcă are mai multe categorii de invitați, fiindcă are mai multe categorii de robi. Și trebuie să le ținem minte pe toate și să controlăm evenimentul, ținând cont de toate aceste categorii de oameni implicați în eveniment. De obicei, o nuntă în Israel și, în general, în Orient, ținea trei zile. Însă nunțile mari, organizate în sezonul ploios, sau organizate de oamenii bogați sau de oamenii politici, puteau să țină câteva zeci de zile, până la o lună. Sunt în istorie amintite nunți care au ținut 3 ani. Oamenii n-au muncit și 3 ani au mâncat și au trăit pe banii împăratului, la nuntă. În general, în Israel, aproximativ 3 zile însă ținea o nuntă. În Israel, de asemenea, era obiceiul, la nuntă, să se facă invitații cu mult timp înainte de evenimentul nunții și să se trimită prin persoane fizice la oamenii pe care doreai să fie prezenți la nuntă. Oamenii aceștia aveau obligația să confirme că vin sau că nu vin. Dacă ei spuneau că vin, în ziua nunții, din nou o persoană mergea pe la ei și le spunea: mai țineți minte că cu 6 luni în urmă v-am invitat la nuntă la stăpânul meu? Da, mai ținem minte. Ei, aduceți-vă aminte că astăzi, după amiază, este nunta. Vă rog frumos să nu uitați, îmbrăcați-vă, pregătiți-vă și fiți prezenți. Totul e pregătit. Așa se obișnuia la nuntă în Israel. Mai mult de atât, invitaților la nuntă, mai ales dacă era vorba de un om bogat, de un om însemnat din oraș, în momentul în care ajungeau la locul unde era nunta pregătită, li se oferea din partea organizatorilor, din partea mirilor, haina de nuntă, haină pe care ei o luau peste haina lor. Într-o paranteză vreau să vă spun un amănunt despre vestimentația Vechiului Testament. În general, când citim în Biblie cuvântul haină, trebuie să ținem cont că erau 2 feluri de haine. Era o haină mai subțire de corp și era o haină mai groasă, un fel de haină pe care o lua peste ea doar atunci când era mai rece sau cu care se învelea în timpul nopții. Nopțile în Israel sunt foarte răcoroase. Cu alte cuvinte, când Biblia spune de Petru că s-a încins și a luat haina și s-a încins, să nu înțelegeți că Petru era gol și că fiind gol, dintr-o dată s-a acoperit cu o haină. Nu! Niciun evreu nu umbla gol în public, ci aveau haina aceea după cum noi am fi în pantalon și în cămașă. Dar, cum procedează frații care vin la amvon, peste cămașă își iau o haină ca aceasta. E, în Israel exista o haină după cum e cămașa la noi,
dar era lungă până la pământ și exista o haină mai groasă, așa cum poartă oamenii în timpul sezonului rece, o haină mai groasă peste. Ei bine, în vremea aceea se oferea o astfel de haină ca cea de-a doua și ea se lua peste prima haină a evreilor și haina aceasta pe care o ofereau mirii celor care veneau la nuntă avea aceeași culoare pentru toți și era asemănătoare. Și când intrai într-o nuntă din Israel, absolut toată lumea era îmbrăcată la fel. În vremea aceea era considerată ca o mare ofensă și era împotriva obiceiului vremii cineva dintre invitați să nu accepte haina care era oferită la garderobă în intrarea sălii nunții. Absolut fiecare persoană primea haina aceasta, era o onoare pentru ei să cinstească pe miri, să cinstească rudeniile și pe organizator primind haina și acomodându-se în decorul nunții. Acum, plecând puțin de la subiectul acesta al nunții din Israel și în general din Orient, în anul 27, Mântuitorul Iisus Hristos și-a început lucrarea publică mesianică în Israel. Dumnezeu a ales dintre toate națiunile pământului pe evrei să devină poporul sfânt, dar și misionar printre națiuni, având o relație spirituală personală cu Dumnezeu Jehova care i-a chemat și care i-a scos din robia egipteană, unde erau prizonieri. Evreii nu au împlinit niciodată acest vis al lui Dumnezeu, pentru că în loc de o relație spirituală cu Dumnezeu Jehova, ei au avut doar o relație religioasă. Și în loc de o relație personală cu Dumnezeu, ei au avut o relație comunitară și etnică. O să repet lucrul acesta pentru că este încă o cheie a înțelegerii textului în special și Bibliei în general. Deci, Dumnezeu a vrut ca să facă din poporul acesta un popor sfânt și un popor mesianic. Dar poporul acesta nu s-a pretat la planul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să aibă o relație spirituală cu fiecare dintre ei, la nivel de individ. Ei nu au putut accepta lucrul acesta. Au acceptat doar o relație comunitară, etnică, la nivel de națiune. Ei au înțeles că relația lor cu Dumnezeu trebuie să fie la nivel de națiune. De aceea ei tot spuneau Israel, Avraam și Templu. Ei nu se bazau pe neprihănirea lor personală în relația cu Dumnezeu, ci se bazau la nivel etnic, la nivel național. Ei se pierdeau în națiunea de oameni. Mai mult de atât, Dumnezeu a vrut ca să aibă cu ei o relație spirituală, dar ei nu au putut să promoveze o relație spirituală și au avut doar o relație religioasă. Problema evreilor a fost că a avut doar o relație religioasă, ceea ce este un mare pericol pentru biserica astăzi, și o relație comunitară, la grămadă. Adică să nu te rogi acasă, dar în biserică, când se roagă biserica, te ridici și să te rogi, că doar nu o să stai pe scaun. Nu citești Biblia acasă, dar atunci când se citește în adunare, în public, asculți, că doar nu o să ieși afară. Și aici, în adunare, este tot ceea ce primești, firimiturile pe care le iei ca să te hrănești, fără ca acasă să ai o hrană abundentă dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Asta a fost marele păcat al evreilor. Au redus relația spirituală cu Dumnezeu la o relație religioasă și la o relație etnică, națională, comunitară. Dincolo de asta, ei personal, inima lor, era la business, la afaceri, la proprietăți și la plăceri. Și Dumnezeu până la urmă, după aproximativ 1000 de ani de așteptare, de încercare, de insistență, renunță la acest popor. Insist asupra acestui aspect pentru că păcatul lor este și păcatul bisericii astăzi. Este și păcatul bisericii. Observați că astăzi oamenii sunt mai tentați să cânte duminică seara în adunare decât joi seara.
Întreb, de ce? Nu cumva pentru că îi văd mai mulți oameni? Este prea aspru exemplul meu? Dacă este prea aspru sau nu, lăsați-l deoparte. Întrebați-vă numai dacă e adevărat. Este cinstit să ducem biserica în acest domeniu al show-ului? Ni se pare că suntem mai vrednici să predicăm duminica pentru că sunt mai mulți oameni să ne asculte? Dacă tot îmi deschid gura, nu mai are nicio importanță că mă ascultă 2 sau 2000. Eu nu-mi deschid gura diferit dacă mă ascultă un om sau dacă mă ascultă 1000 de oameni. Vă rog frumos să fiți cinstiți, fraților, pentru că eu vă vorbesc în calitate de frate, în primul rând, și în al doilea rând în calitate de slujitor. Și pentru că Dumnezeu m-a chemat să spun aceste cuvinte, eu vreau să trag acest semnal de alarmă pentru că trebuie tras. Suntem tentați să alunecăm în alunecarea lui Israel și să ne mulțumim cu o relație religioasă cu Dumnezeu. Când spun relație religioasă, mă refer la anumite lucruri religioase pe care le facem în locul neprihănirii și pocăinței personale. Să te pocăiești în mod personal este greu și e o povară, în ciuda altora care spun că pocăința e ușoară ca și atunci când mănânci cârnați. Să te pocăiești este greu, să te lupți cu tine este greu, să te refuzi pe tine mereu și mereu este greu. Să nu-ți permiți plăcerile care te cheamă este greu. Să nu-i zici atunci când simți să-i zici, după ce ai răbdat de 1000 de ori, este greu. Pocăința este o luptă. Pocăința e o luptă puternică. E o luptă cu tine, e o luptă zilnică. E o luptă până la ultima răsuflare. Pocăința e un război. E un război fără pauză. E un război fără odihnă. Nu-ți permiți nici să te oprești să bagi un dumicat în gură sau să iei o înghițitură de apă să-ți umezești buzele. Pentru că vine vrăjmașul și te prinde pe stângul și te trântește la pământ. Un moment de neveghere te poate costa mult. Ai experiențe de astea. O clipă n-ai vedeat și ai căzut și poate te-ai făcut de rușine. Și ani de pocăință au fost sub semnul compromisului. Pentru o clipă de neveghere. Nu pentru un an, pentru o clipă. Te-ai luptat 20 de ani. Ca un viteaz, sau 10, sau 50, și n-ai vedeat o clipă, și toată lumea o știu și te-a arătat cu degetul. E o luptă, e o mare luptă. N-ai voie nici măcar o clipă să nu fii atent, că în clipa aceea se dărâmă tot castelul luptei de o viață. Pocăința e o luptă, e o luptă pe viață și pe moarte. Nu pot spune am glumit, nu pot spune se mai întâmplă. Luptă, pocăința este o luptă, este o luptă puternică. Ei bine, revenind la textul biblic, evreii au încercat să se ascundă cu nepocăința lor în spatele obiceiurilor religioase, care în vremea aceea însemnau tradițiile lor. Tradiții care nu implica inima lor, implica prezența trupului de 2-3 ori la Ierusalim, implica zeciuială din mărar, luai un mănunchi de mărar și îl dăteai Domnului, luai o găleată de chimen sau mai nu știu ce făceau și le închinai Domnului, dar inima nu era a Domnului. Inima era dedicată plăcerilor, iubirii de bani și altor destrăbălări și idoli, închinări la idoli. Numai că dăteai Domnului nu din inimă, ci din buzunar și din casă anumite lucruri. Ce spune Domnul? Care e reproșul Domnului în Vechiul Testament? Repetat mereu și mereu. Poporul acesta mă cinstește, dar cu ce? Cu buzele. Dar inima, inima e departe de mine. Observați că Dumnezeu vede diferența, noi nu o vedem. De unde să știu eu cine cântă de pe buze și cine cântă din inimă? Cu ce aparat să măsur eu asta? Pot eu să mă erigez, adică să mă pun în dreptul lui Dumnezeu și să spun, a, păi eu sunt așa de deștept încât pot să știu că El cântă din inimă și El cântă de pe buze. Nu ai dreptul să spui asta. Cel care judecă gândurile și simțirile e doar Dumnezeu. Noi oamenii judecăm doar faptele. Punct.
Dar Dumnezeu le judecă că le vede, le cunoaște. Are capacitatea de a ne cântări gândurile și sentimentele. Și de aceea spune poporul acesta, mă cinstește, dar mă cinstește de pe buze. Noi nu știam asta dacă nu ne spunea Domnul. Îi vedem pe oameni că își mișcă buzele și credem că din inimă cântă. Dar nu avem de unde să știm dacă e adevărat sau dacă nu. Însă se va vedea la sfârșit când îi va pune pe îngeri să separe grâul de neghină. Astăzi e împreună. Bate vântul și se apleacă și grâul și neghina. Și grâul și neghina. Vine ploaia și peste grâu și peste neghină. Vine soarele și peste grâu și peste neghină. Dar la sfârșitul veacurilor va veni Domnul. Și fiți atenți cum spune el la cel mai obraznic om din sala de nuntă. Prietene, acesta este un exemplu să învățăm cum să vorbim cu oamenii răi. Ăla era un om rău, atât de rău a fost încât Domnul l-a aruncat afară unde e plânsul și scârșnirea dinților. Dar când a vorbit cu el, Domnul a fost politicos, a avut caracter și demnitate și nu i-a spus, prostule, ieși afară. Nici băi, derbedeule, șmechere, hai! Domnul a avut un limbaj care l-a caracterizat. I-a spus, prietene, niciun om de pe fața pământului, indiferent cum este, nu avem dreptul să-i spunem cu un cuvânt jignitor, dar dacă totuși facem asta, cuvântul jignitor nu-l califică pe el, ne califică pe noi. Nu demonstrează caracterul lui, ci îl demonstrează pe al nostru. Pentru că cuvintele pe care noi le spunem demonstrează ce fel de oameni suntem noi, nu cum e el. Omul ăla merita să-l jignească Domnul, evident. Merita să-i spună cine știe cum, bineînțeles, din moment ce l-a aruncat afară. Dar Domnul nu își permite să vorbească altfel decât într-un limbaj care este specific oamenilor sfinți. Și i-a spus, prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Frați și surori, indiferent de împrejurările în care ne găsim, indiferent de împrejurările în care ne găsim, suntem chemați cu aceste buze cu care cântăm laudele Domnului, cântarea 5 și 10 și 1000 în adunare, să vorbim frumos cu semenii noștri și frumos despre semenii noștri. Pentru că această gură ne duce în cer sau ne duce în iad. Biblia leagă desăvârșirea vieții spirituale de administrarea banilor și de administrarea cuvintelor. Încă o dată, Biblia leagă desăvârșirea vieții spirituale de două lucruri, administrarea banilor și administrarea cuvintelor. Nimic nu e mai drag omului pe pământ decât să vorbească și să aibă bani. Revenind la textul biblic, aș vrea să observăm că atât de departe au ajuns evreii de voia lui Dumnezeu, încât ei se bazau pe templu, de parcă templu înlocuia pocăința lor. Și se bazau pe faptul că sunt evrei, de aceea au ajuns să disprețuiască toate celelalte etnii. Uitați-vă la evrei astăzi. Dacă ești evreu, e suficient. Nu trebuie să te mai pocăiești, nu trebuie să te sfințești, nu trebuie să te temi de păcat, nu trebuie să-ți controlezi comportamentul, dacă ești evreu, poți să-ți permiți orice. Ei așa au crezut. Tot la fel ajungem să credem și noi că dacă venim la adunare, nu mai are importanță cum ne comportăm. Dacă facem ceva în adunare sau dacă dăm un ban la adunare, nu mai are nicio importanță ce vorbim, cu cine vorbim, despre cine vorbim, ce avem în inimă, ce avem în minte, noi credem că dacă stăm pe o bancă în adunare, Dumnezeu nu mai așteaptă nimic de la noi. Frați și surori, evreii au pierit ca națiune din pricina acestui păcat. Au spus templul Domnului, templul Domnului, al cărui prag îl călcau cel puțin de 3 ori la marile sărbători naționale, dar pentru că în inimă, Domnul le spune, sunteți ca niște morminte, pe din afară mormântul are flori, dar în interior există putrefacția omului mort. Tendința ipocriziei, adică de a fi pe din afară și de a ascunde anumite resentimente și alte păcate din interior, a fost specifică evreilor. Și dacă îmi permiteți, la modul general, e specifică oamenilor și fiecare dintre noi trebuie să ne luptăm zilnic cu aceste realități. Biblia spune, fiți treji. La ce? La lucrurile astea.
și vegheați. La ce? La lucrurile astea. Rugați-vă. Pentru ce? Pentru lucrurile astea. Întăriți-vă unii pe alții. Cu privire la ce? Cu privire la lucrurile acestea. Îmbărbătați-vă unii pe alții. Cu privire la ce? Cu privire la lucrurile acestea. Nu de câți bani depinde dacă vom, nu de câți bani avem depinde dacă vom ajunge sau nu în cer, ci de lucrurile acestea, dacă le avem sau nu, depinde dacă mergem sau nu în cer. Aș vrea să vorbesc acum despre cele trei mari invitații. Domnul face împăratul acelei nunți care își căsătorește copilul, face trei mari invitații. Și spuneam în introducere că această pildă este pilda mea preferată pentru că, din punctul meu de vedere, este singura pildă care acoperă de la Genesa la Apocalipsa toată Biblia. În pilda aceasta este fiul roșu de la Genesa 3:15, prima profeție mesianică, până în Apocalipsa, ultima profeție împlinită. Și după cum vom constata data viitoare, dacă vom fi în viață și sănătoși, pentru că acum s-a epuizat timpul, aceste trei mai invitații sunt făcute la două mari categorii de oameni. Două sunt făcute la evrei. Prima prin proroci, prin împărați și prin conducătorii religioși. De două ori a făcut-o Domnul. A doua oară prin Domnul Iisus și prin apostoli. Domnul Iisus, nu uitați, s-a adresat doar iudeilor. Când a venit femeia samariteancă, femeia sirofeniciană la Domnul Iisus și i-a spus: fiica mea e muncită rău de un drac. Știți care a fost argumentul Domnului Iisus? Eu am venit la oile pierdute a lui Israel. Eu la ei am venit. Ioan capitolul 1, versetul 11. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Versetul 12. Dar între versetul 11 și 12 e o tranziție, o trecere de la evrei la neamuri. Primele două invitații sunt făcute evreilor. Prima e făcută în Vechiul Testament, e făcută de proroci, este făcută de împărați și este făcută de cărturari. Și a doua este făcută de Domnul Iisus și de apostoli. A treia invitație este versetul 12 din Ioan capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Ei, vom constata din pildă, care are o frumusețe extraordinară și o încărcătură spirituală, profetică și escatologică unică între toate pildele Mântuitorului, vom constata data viitoare ce măreț este planul lui Dumnezeu, ce adâncă este dragostea lui Dumnezeu, cât de puternică este răbdarea și îndurarea și mila și bunătatea Domnului cu privire la noi. Pe evrei i-a așteptat aproximativ 1000 de ani, generație după generație, și a ajuns să le ofere o comparație foarte ciudată. Le-a spus așa: eu sunt soțul și voi sunteți soția. Și exact cum o femeie este infidelă față de soțul ei în fiecare zi cu alți bărbați, așa ați ajuns voi să fiți infideli față de mine. Când vă închinați la idolii amoriților, când vă închinați la idolii filistenilor, când luați modul de viață de la cananiți, când luați modul de viață de la sirieni, când luați modul de viață de la alții și de la alții, exact cum face o femeie care tot timpul are relații extraconjugale cu alții, cu alți bărbați, batjocorindu-și soțul. Și așa ajunge Domnul să pună comparația aceasta în fața lor, o comparație atât de puternică și atât de greu de spus, doar ca să-i șocheze și să înțeleagă în ce situație infidelă sunt ei față de Dumnezeul lor, care de sute de ani îi așteaptă să se pocăiască, să se smerească și să se mai potolească cu templul Domnului, templul Domnului. Timp în care sunt plini de ură, plini de bârfă, plini de răutăți, plini de tot felul de batjocoriciuni și curvii și spurcăciuni. Și în ciuda faptului că sunt plini de astea, se cred sfinți doar pentru că sunt religioși și vin la casa lui Dumnezeu. Frați și surori, unde nu-i pocăință, putem să dormim aici. Putem să ne facem aici, aici să ne facem un dormitoraș și aici o bucătărioară și aici lângă amvon să dormim. De aici mergem direct în iad. Dacă nu ne pocăim și dacă nu urmărim neprihănirea, dacă nu iubim pe frați și dacă nu iertăm, dacă nu ne facem asemenea chipului
care a fost trimis din cer ca exemplu, numit Iisus Hristos, Domnul Slavei. Vă chem în această seară, stimați frați și surori, despre care știu că, asemenea mie, de mulți ani vă luptați să fiți neprihăniți și sfinți. Vă chem în această seară, ca și pe mine, să stăm înaintea Domnului și să ne uităm la noi în oglinda cuvântului, întrebându-ne, noi ce fel de oameni suntem? Și dacă Dumnezeu în acest popor în care a investit atât de mult, după aproximativ o mie de ani, a fost în stare să-l abandoneze și să se mute la alții care se numesc neamuri și pe care i-a altoit, pe care i-a sudat, i-a lipit în Israel, atunci să știți că la fel Dumnezeu își va păstra demnitatea și sfințenia și va renunța la absolut orice persoană care, deși a îmbătrânit în adunare, nu este pocăit, nu urmărește neprihănirea și nu este asemenea chipului coborât din cer prin Fecioara Maria și pus pe cruce să-l vadă oamenii și când sunt mușcați de șerpi să se uite la el și să fie vindecați. Vă cer în această seară să ne uităm la el. În vârful prăjinei este ridicat chipul celui care ne salvează. Asemenea lui trebuie să devenim. Haideți să stăm în picioare și să ne rugăm, frați și surori. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.